Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu. Invitații mei din această seară, o ediție specială a emisiunii noastre, sunt domnul Călin Popescu-Tăriceanu, președinte al de România și președinte al Senatului României. Bine ați venit alături de noi, domnule Tăriceanu! Bună seara! Și domnul Cristian Dima, președinte al de Galați. Bine ați venit alături de noi! Bună seara, mulțumim de invitație! Având în vedere că suntem într-un context în care România este la președinția, deține președinția rotativă a Consiliului Europei, domnul Frans Timmermans a făcut declarații pe care dumneavoastră imediat le-ați amendat, pentru că ele vizau faptul că nu s-ar fi înregistrat niciun fel de progrese după publicarea raportului MCV privind România. Haideți să pun așa o întrebare quasi retorică. 12 ani au trecut de când este instituit mecanismul de cooperare și verificare. 11 ani am făcut progrese. Fiecare raport MCV din trecut spune așa. Asta era la concluzii, formula generală. România a făcut progrese importante, dar urmau întotdeauna un dar. Mai trebuie să facă progres pe anumite domenii. Și borna care era astăzi aici se deplasa anul următor aici, anul următor se deplasa. Și mai departe și tot așa am avut aceste borne în mișcare. De data aceasta, de ce am făcut aceste, mă rog, corecții, să le spunem, sau remarci la declarația domnului Timmermans? Pentru câteva motive. În primul rând, am aflat din presă că a hotărât cu doamna prim-ministru să constituie o comisie comună de experți care să analizeze și raportul, ultimul raport MCV și reformele care au fost făcute în justiție, pentru, și cred că acesta este cea mai bună demonstrație că MCV-ul sau echipa care a lucrat în ultima perioadă la MCV nu are toate informațiile în baza cărora să tragă niște concluzii echilibrate și care să țină cont de adevăruri și nu de elemente de, eu știu, dezinformare sau distorsiunile care au apărut în spațiu public în ultima vreme. În al doilea rând, în discuțiile pe care eu le-am avut în câteva rânduri cu domnul Timmermans, i-am invederat derapajele și abuzurile grave care s-au petrecut în justiție, inclusiv subiectul protocoalelor secrete încheiate între serviciile de informații din România, procuratură și nu numai, și alte instituții din justiție, cum ar fi în alta curte de casație și justiție, CSM și așa mai departe. Cu alte domnul cuvinte, Timmermans, nu lipsesc informațiile date nu, prin virge, dar informațiile trebuie să le vezi. Informațiile, nu, dacă nu sunt convenabile, așa mi s-a părut mie, mi s-a părut că domnul Timmermans e inconfortabil când primește aceste informații. Nu înseamnă că le neglijăm, le dăm la o parte ca și când n-ar exista. Și mai mult de atât, domnul Timmermans mi-a replicat odată, știți, nu este rolul comisiei sau al mecanismului de cooperare și verificare să verifice modul în care funcționează serviciile secrete în România. Corect. Dar implicațiile protocoalelor secrete asupra justiției sunt o problemă care ține de ceea ce ar însemna registrul în care trebuie să funcționeze MCV-ul și pe care domnul Timmermans și Comisia Europeană trebuie să le vadă. Pentru că acestea au adus gravă atingere independenței justiției, adică vedeți că în spațiu public se clamează că independența justiției e un lucru esențial, sunt absolut de acord. Dar când suntem în fața unor astfel de situații, nu mai putem să vorbim despre o reală independență a justiției și această problemă datează din 2009. Mecanismul de cooperare și verificare în 2009 era în dispozitiv, era operațional. Astăzi suntem în 2019. Întrebarea pe care mi-o pun eu este următoarea. Au fost cunoscute de comisie aceste lucruri? Comisia a dat cumva avalul ei pentru ca aceste protocoale să se realizeze și să funcționeze? A dat cumva comisia indicații cu privire la rezultatele pe care le așteaptă în privința combaterii corupției în România în termeni cantitativi, adică câte dosare să se facă, câți arestați să fie, câți condamnați și așa mai departe? Sunt întrebări pe care ni le punem și întrebări la care trebuie să avem niște răspunsuri, pentru că așa cum par să se fi desfășurat lucrurile, o concluzie pe care aș putea o desprinde este că comisia
pare să fie avut cunoștință de aceste elemente. Dacă nu a avut cunoștință de ele, atunci înseamnă că comisia nu are capacitatea să strângă informațiile absolut necesare unei evaluări solide. Să nu cădem în capcana pe care au întins-o foarte mulți de a face o legătură care în realitate nu există între mecanismul de cooperare și verificare și aderarea la Schengen. Aderarea la Schengen se bazează pe alte criterii. MCV-ul nu este un criteriu. Corect. România a îndeplinit criteriile de aderare la Schengen. Da? Ăsta e un lucru pe care vreau să vi-l spun și nu numai atât. Eu și colegii mei ne-am asumat ca misiune în viitorul Parlament European, în care eu nu voi fi, dar colegii mei, hai să spunem, prin discuțiile și prin deciziile pe care le luăm la nivelul conducerii partidului, vor avea ca misiune principală să împingem acest dosar al aderării României la zona Schengen pe agenda Uniunii Europene, a președinției Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei, pentru că această tărăgănare ne duce pe toți cu gândul și nu numai pe mine. Eu vorbesc de cetățenii României și acest lucru vi-l spun pe baza sondajelor pe care le-am făcut până în momentul de față. Că România și cetățenii români sunt tratați ca țară sau ca cetățeni de mâna a doua în Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, într-adevăr, lucrurile acestea sunt extrem de clare. Nu știu dacă sunt extrem de clare, dar sunt vizibile pentru fiecare cetățean din România. Și nu numai din cei care trăiesc în România, și cei care trăiesc în afara granițelor României constată această abordare pe propria lor piele și nu neapărat că ne simțim bine în această poziție. Cred că foarte des s-a arătat și se arată situația prin care românii nu sunt tratați ca și cetățeni cu drepturi egale în Europa, ci sunt undeva tratați într-o zonă marginală, să spunem. Chiar dacă am intrat mai târziu, nu înseamnă că suntem marginali doar pentru faptul că avem o poziție geografică marginală. În contextul în care vorbim despre Europa, este natural să aducem din discuție și faptul că vor fi anul acesta alegerile europarlamentare. Se vor desfășura și vor aduce oameni care să susțină cauza României în Parlamentul European. Cum se vor desfășura aceste alegeri europarlamentare, domnule Tăriceanu, în contextul în care dumneavoastră și partidul cu care faceți alianțe de guvernare mergeți pe liste separate? Da, să știți că și în 2014 am mers separat la alegeri și în 2016 la alegerile locale și parlamentare. ALDE, de când s-a înființat, a avut vocația unui partid care să reprezinte valorile și principiile liberalismului în România și eu cred că de aici decurge, dacă vreți, și această decizie pe care noi am luat-o și în trecut și acum de a merge pe liste separat. Eu cred că e important ce vor face parlamentarii noștri în Parlamentul European. Cu experiența politică pe care am căpătat-o de-a lungul timpului, având în vedere că am fost ministru al Industriei și Comerțului în perioada la mijlocul anilor 90, apoi prim-ministru, care a dus România în Uniunea Europeană. Țineți cont că în 2004, când am fost votat de Parlament ca prim-ministru, România mai avea 2 ani și un pic până la aderare și ultima fază a negocierilor a fost una extrem de dificilă și am reușit să duc la bun sfârșit acest mandat pe care l-aveam și nu vă ascund faptul că aveam mari îngrijorări dacă voi putea să reușesc. Era, dacă vreți, o piatră de încercare pentru mine. Am reușit. Am această experiență care îmi dă posibilitatea să văd că în Parlamentul European toți parlamentarii care reprezintă statele membre ale Uniunii Europene au ca prioritate reprezentarea intereselor naționale ale țărilor lor. Da? Promovarea intereselor, apărarea intereselor, susținerea lor, chiar și în termen de imagine. De aceea, cu atât mai mult, vă spun că sunt dezamăgit, decepționat, în măsor cuvintele, că nu-mi place să folosesc un limbaj trivial. Când văd comportamentul unora din parlamentarii români, cei care reprezintă partidele de opoziție în Parlamentul European, unde parcă este un fel de întrecere de a denigra România. Nu am văzut la niciun alt parlamentar străin și țineți cont că și acolo există majoritate, putere și opoziție. N-am văzut la niciun parlamentar străin atitudini cum văd la românii noștri. E regretabil. Eu ceea ce vă pot spune este că
toți colegii mei se vor angaja să reprezinte cu onoare și cinste România și interesele ei în Parlamentul European. Și slavă Domnului, să știți că în Parlamentul European nu este o confrerie, așa ca un fel de, de toată lumea se poartă ca și când nimic nu s-ar întâmpla și totul ar fi bine și perfect. Europa e confruntată cu o serie de probleme serioase, începând de la criza economică din anii 2009-2010, ulterior problema crizei migrației, mai recent Brexit-ul. Fiecare, sigur, se încearcă obținerea unui consens, pentru că aceasta este și esența Uniunii Europene, e o construcție politică bazată pe consens, pentru că țineți cont că deciziile importante nu se pot lua decât cu consens, adică unanimitatea voturilor. Dar fiecare nu uită că în spate are țara lui propriile interese, indiferent că e vorba de Ungaria sau Germania, de Polonia sau Italia, de Franța sau țările Baltice. Toți au aceeași abordare. Într-adevăr, România a reușit să facă notă discordantă când a fost vorba de votarea rezoluției privind statul nostru. În schimb, am văzut europarlamentarii ALDE fiind extrem de vocali în apărarea României. Cred că este normal să ajungem în situația asta, pentru că n-am spus-o până acum. Criteriile care au stat la baza evaluării candidaturilor depuse au fost extrem de stricte, extrem de restrictive. Vorbim de criterii care au ținut foarte mult de experiența anterioară, de capacitatea de a dezvolta într-o limbă străină propria gândire și nu doar de a te exprima cu ușurință în ea. Vorbim de reprezentativitatea din punct de vedere local, susținerea politică pe care ai avut-o și capacitatea de a face față în condiții de stres în Parlamentul European. Mă bucur și sunt onorat să spun că din lista noastră fac parte personalități și persoane cu o valoare incontestabilă. Vorbim de oameni care cu vastă experiență, vorbim de oameni care au experiență academică și în același timp vorbim de persoane care au experiență în Parlamentul European. Cristi, dăm voie să dau câteva exemple. Prima pe listă va fi doamna Norica Nicolai, care este jurist de profesie și este în momentul de față membru în Parlamentul European. Pe locul 2 va fi profesorul Daniel Barbu, fost ministru al culturii, profesor doctor, profesor universitar, doctor, fost decan al Facultății de Științe Politice a Universității din București, autor de multiple cărți de științe politice. Pe locul 3 va fi Renate Weber, membru în Parlamentul European, cunoscută ca militantă pentru drepturile fundamentale ale omului. Apoi pe locul 4 și 5, pe 4 va fi Ovidiu Silaghi, fost ministru al transporturilor, pe locul 5 Andrei Gerea, a fost ministru al energiei, actualul chestor al Camerei Deputaților, pe locul 6 Varujan Vosganian, fost ministru de finanțe și ministru al economiei, liderul grupului ALDE din Camera Deputaților. Deci, noi am pus pe listă, pe locurile cele mai vizibile, cei mai buni oameni pe care îi avem, în așa fel încât să avem siguranța că la Bruxelles nu ne ducem să facem figurație. O să vă uitați pe listele altor partide. M-am uitat la PNL, ce tragedie este. N-au oameni, au trebuit să-l aducă pe nu avem reprezentant jurnalistul al Partidului Național Liberal alături de noi în platou. Da, dar nu, dar eu fac o remarcă pe care am văzut-o că o fac și jurnaliștii. PNL-ul a adus un jurnalist care n-are nicio legătură cu partidul și l-a pus pe primul loc. Am văzut și la alte partide niște persoane care sunt necunoscute. E foarte riscant să mergi cu niște persoane care nu împărtășesc aceleași valori, nu au o experiență politică, să le trimiți în Parlamentul European, unde probabil vă așteptați, cred că și telespectatorii se gândesc că acolo lupta e mai dificilă decât poate în Parlamentul României și acolo trebuie să fii capabil să vii cu argumente, adică urlete, țipete, teatru ieftin, acolo nu țin loc de argumente. În mod sigur, lucrurile acestea sunt necesare și în România, unde probabil foarte mulți dintre oameni sunt sătui de factorul politic vizibil atât de mult, într-o cantitate atât de mare în media. Și poate că ar fi nevoie de foarte mult echilibru. Ce ar trebui să reprezinte președintele României în acest context? Ce ar trebui să aducă? Haideți să plecăm de la o constatare a situației de fapt și putem să discutăm și ce ar trebui să fie. Din păcate, analiza mea va sublinia încă o dată că
că în România Constituția are sădită în ea germenii conflictului interinstituțional între președinte și guvern. Din păcate, niciunul din președinții de până acum, poate Iliescu în al doilea mandat și Emil Constantinescu, s-au apropiat cel mai mult de rolul de președinte descris de Constituție, adică președintele care este factorul de echilibru, moderatorul în societate, între stat și societate, între instituții, cel care este capabil să adune energiile națiunii pentru a mobiliza națiunea într-un proiect major. Ei bine, în afară de cei doi, restul, și acum ne referim la istoria recentă, Băsescu, președinte jucător, Iohannis, la început eu am crezut că va încerca să se apropie de modelul constituțional. Acum, ce vedem? Președintele, de fapt, este liderul principalului partid de opoziție sau a opoziției pe de-a întregul. Eu văd altfel președintele României. Are prerogative suficiente care să-i dea posibilitatea să aibă vizibilitate, să aibă autoritate, să reprezinte o voce puternică care să susțină interesele României, să le promoveze, să le apere. Nu trebuie să se suprapună cu atribuțiile executive ale guvernului sau ale primului ministru și ale miniștrilor, cum s-a mai întâmplat în trecut. Deci, această formulă de președinte jucător este nenorocită, aș spune. E o formulă nefericită pe care, din păcate, cei care nu au experiență politică, și este valabil și în cazul lui Băsescu și în cazul actualului președinte, o utilizează, adică de președinte jucător, care face mai mult rău decât bine. După cum s-a văzut acum recent, chiar zilele trecute, ieri, a trebuit, din cauza opoziției președintelui, să votăm a doua oară bugetul. Eu nu mi-aduc aminte și sunt parlamentar de mulți ani să fi trebuit să votăm bugetul a doua oară, pentru că bugetul este retransmis la Parlament de către președinte. Dar sunt foarte multe insistențe din partea președintelui Iohannis, cum că bugetul nu beneficiază de fapt de sumele pe care le enunță acolo. Când n-ai foarte multe argumente, le utilizezi pe cele care de multe ori sunt pe lângă Constituție sau putem spune chiar neconstituționale. Dar eu cred că, așa cum am arătat ca partid, ALDE a avut resursa de membri să poată desemna pentru candidatura la europarlamentare oameni de o înaltă valoare. Eu sper că ALDE va găsi, așa cum este clar, resursa să dăm și președintele României. Expertiza dumneavoastră, mă refer acum la funcția de premier pe care ați deținut-o, este incontestabilă. Existau motive reale de contestare a bugetului pe 2019? Președintele, după cum știți, nu are prerogative de acest gen. Sigur că el are dreptul constituțional ca orice lege să o retrimită la discutare în Parlament. Dar președintele nu are atribuții pe zona bugetului, pe zona de economie, pe zona de finanțe. Are, sigur, atribuții mai degrabă în ceea ce privește zona de politică externă, are numiri de făcut în justiție, în fine. Este o formulă de șicanare a guvernului și ceea ce mi se pare mai grav este că această tactică care a fost utilizată de partidele din opoziție, mă refer în primul rând la PNL și la USR, care în repetate rânduri, în anii trecuți, vă aduc aminte, au făcut declarații sfărăitoare. Nu sunt bani pentru pensii, nu se vor plăti pensiile, nu sunt bani pentru salarii. Nu s-a întâmplat nimic. Da, continuă aceste declarații, au fost preluate și de președinte, da, exact în același registru. Și lucrul acesta face rău. De ce? Pentru că eu îmi imaginez că dacă aș fi astăzi pensionar și aș depinde exclusiv de veniturile din pensie, o astfel de declarație a primului om în stat, cum credeți că s-ar reflecta în sinea mea? M-ar pune pe gânduri, aș fi îngrijorat ce se întâmplă dacă cumva guvernul are bani să-mi plătească pensia. Eu din ce voi trăi mâine? Deci ele trebuie să fie, mi se par aceste declarații, că frizează irresponsabilitatea, pentru că pui pe oamenii ăștia pe jar de pomană. De pomană s-a demonstrat și în trecut. Bugetul e bine construit și nu numai atât. Vreau să vă spun mai mult. Anul acesta ne vom duce la bun sfârșit angajamentele pe care ni le-am luat. Creșterile de salarii și de pensii vor continua. Așa încât le spun românilor, cei care sunt salariați sau cei care sunt pensionari, că viața lor va fi mai bună, pentru că, sigur, creșterea veniturilor înseamnă elementul esențial pentru a-i da unui cetățean suportul pentru o viață mai confortabilă, o viață mai bună.
Dacă este să aducem discuția în plan local, știu că sunteți extrem de preocupat de proiectele care au nevoie de sprijin de guvernamental la Galați. Mă refer aici la Spitalul Regional, domnule Dima. Da, este un proiect extrem de important, un proiect care aș vrea să spun, poate în premieră, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, în poziția de prim-ministru al României, s-au aprobat, când deținea această poziție, s-au aprobat 8 spitale regionale, din care unul la Galați. Mai mult de atât, s-au aprobat transferarea către Ministerul Sănătății a 11,5 hectare de teren din portofoliul, din patrimoniul Galațiului, pentru această investiție extrem de importantă. Mai mult de atât, s-au aprobat inclusiv sursele și resursele financiare și criteriile bugetare pentru această poziție. Din nefericire, schimbarea guvernului a dus la pierderea acestor investiții extrem de importante pentru Galați și pentru regiunea Galați, care știm că este a doua aglomerare urbană după București, Ilfov. Cred că în acest moment, alături de alte proiecte importante, eu le susțin către colegii mei din ALDE pentru a fi promovate și puse pe agenda guvernului cu prioritate. Este unul din proiectele pe care ALDE Galați îl susține și încearcă să obțină și această formă de finanțare să intre în agenda de priorități a guvernului. Așadar, nu va rămâne un miraj. Noi sperăm că nu va fi un miraj. Știm că s-au făcut pași importanți, chiar dacă relocarea acestei importante investiții pentru sănătatea regiunii noastre se poate duce către zona Galați-Brăila, care a devenit o zonă de maxim interes. Nu cred că este important unde o facem, ci este important să o facem în regiunea la care facem noi trimitere. Funcționarea Alianței de Guvernare se vede, merge extraordinar la nivel central, iar comunicarea dumneavoastră cu președintele Liviu Dragnea este și eficientă și consistentă. Aceleași lucruri se oglindesc și în zona de teritoriu? În cele mai multe locuri, da. Mai există câteodată mici fricțiuni, dar după cum vedeți, în pofida pesimismului afișat de unii, ca să folosesc un eufemism, a zvonurilor răspândite, a dezinformării în ceea ce înseamnă funcționarea Alianței la nivel central și nivel local, lucrurile au funcționat bine, fără hopuri, reușim să ne coordonăm și, dacă vreți, cel mai bun exemplu pe care vi-l pot da este faptul că și astăzi ne-am întâlnit la nivelul conducerii celor două partide să discutăm care sunt modificările pe care urmează să le facem pe ordonanța 114, în așa fel încât până la sfârșitul lunii, când ordonanța ar începe să-și producă efectele, să putem face ajustările, corecțiile necesare pe care le-am sesizat în urma discuției cu mediul de afaceri din diferite domenii, din zona bancară, zona energie, zona pilonul 2 de pensii private, telecomunicații. Trebuie să vă spun însă că principiile ordonanței 114 vor rămâne în continuare valabile, adică 1. Am urmărit plafonarea prețului la gaze în așa fel încât gospodăriile populației și cu precădere cei care sunt în zona persoanelor defavorizate să nu trebuiască să plătească mai mult. Dacă ordonanța 114 nu s-ar fi dat, de la 1 ianuarie anul acesta, prețul la gazele naturale creștea cu 17% în miez de iarnă. Deci acest lucru va rămâne în continuare. Doi la mână. Măsurile din ordonanța 114 urmăresc de asemenea un lucru important, foarte important, și anume scăderea dobânzilor la creditele acordate către persoane fizice și persoane private în România, de către bănci. Vrem ca ele să ajungă la un nivel care să fie comparabil cu cel din statele din Europa Centrală și de Vest, pentru că acolo dobânzile sunt mult mai mici. Indiferent că e vorba de credit ipotecar pentru cumpărarea casei, credit pentru cumpărarea unei mașini, credit pentru funcționarea societății pe care un întreprinzător o conduce. Și, de asemenea, sigur că urmărim ca și băncile să crească ceea ce ei numesc nivelul de intermediere financiară, adică să crească volumul de credite pe care îl dau către populație și agenții economici. Deci astea sunt două lucruri pe care vreau să vi le spun. În ordonanța 114 am introdus și măsura pe care o cunoașteți, și anume aceea de a ridica la 3.000 de lei salariu minim, care este neimpozabil pentru cei care lucrează în domeniul construcțiilor. De ce?
pentru că exista foarte multă muncă la negru și vrem să scoatem această muncă la suprafață. Și în al doilea rând, vrem ca prin această măsură să oprim practic exodul acesta de forță de muncă care a avut loc din România, după cum știți, în, practic din momentul aderării la Uniunea Europeană. Ne confruntăm cu o reală problemă de emoragie de cadre în toate domeniile, în domeniul medical, medici, cadre medicale, medii, în domeniul educației, profesori care au plecat să predea în străinătate, ingineri în toate domeniile, muncitori în zona de construcții, muncitori în zona de construcții de mașini, nu numai construcții de case sau industriale. Deci noi avem o serioasă problemă. Și convingerea mea fermă este că dacă oamenii în România nu vor câștiga, poate nu chiar la fel de bine ca în străinătate, dar totuși un salariu care să-i motiveze să rămână în țară, rămâne numai să ne mirăm de ce pleacă. Păi cum să nu plece? Au acest drept, au această posibilitate să-și câștige o viață mai bună. Cu ce să-l conving? Cu să fie patriot. Sigur că da, vreau ca fiecare român să simtă că este patriot. Da, nici nu poți să faci patriotism cu burta goală, cum s-ar spune. Deci, vreau ca oamenii să fie mai bine plătiți. Acesta a fost politica pe care de 2 ani de zile am dus-o și o ducem în continuare. O creștere a salariilor, în așa fel încât să ne apropiem de media salariilor din Uniunea Europeană. Și nu numai a salariilor, ci și a pensiilor, deci a veniturilor. Măsuri liberale în contextul în care sunteți parte a unei alianțe socialist-democrate liberale. Este această alianță ideală pentru România în acest moment? Știu dacă e ideală, dar să știți că România are nevoie și de politici liberale în domeniul economic și noi promovăm permanent politici liberale și vă dau câteva exemple. Reducerea taxelor și impozitelor care a avut loc în România după 2016. Prima măsură adoptată de guvernul de atunci a fost anularea 102 taxe și impozite. Apoi am redus TVA-ul, am redus impozitul pe profit, am redus impozitul pe venit. Sunt măsuri care se simt. Eu am discutat cu întreprinzători care au venit și mi-au spus, domne, nu găsim în altă parte un regim fiscal mai bun decât în România. Eu nu spun că e perfect. Da, sunt măsuri liberale pe care le-am luat. Discutăm acum cu toți cei care sunt în mediul de afaceri ca să înțeleagă că ordonanța 114 nu e făcută împotriva mediului de afaceri, ci vrem totuși să avem în considerare și necesitatea fie protejării unor segmente de populație care este cu venituri reduse, fie că vorbim de domeniul bancar, să dăm acces cât mai multor români la credite cu care să-și poată, satisface nevoile particulare, private sau la nivelul societăților comerciale. Pentru că asta va aduce valoare adăugată, va crea locuri de muncă. Deci aceste măsuri, după cum vedeți, au și o componentă care este pro-economie, pro-liberală, dar sunt și măsuri care au un caracter social. Și să știți că ele se îmbină foarte bine. Astăzi, în toată lumea, partidele liberale au o componentă de responsabilitate socială pe care și-o asumă. Ce vreau să se înțeleagă prin asta? Responsabilitatea socială nu este monopolul partidelor socialiste sau social-democrate în lumea asta. Și liberalii trebuie să aibă, adică până la urmă, tu când ești conducătorul unei țări, nu conduci numai mașini, instalații, construiești clădiri și așa mai departe. În final, lucrezi cu oameni. Cu oameni care sunt forța de muncă din economie, populație activă, pensionari. Nu poți să nu ai grijă și de ei, de felul în care trăiesc, de felul în care privesc spre viitor, pentru că până la urmă, asta e societatea, nu este compusă din roboți pe care, îi tratez numai cu curent electric și funcționează. În luna mai a acestui an și ALDE dă un test important pentru a vedea exact cum se situează din punctul de vedere al românilor. Ce vă așteptați, care vă așteptați să fie reacția oamenilor în cadrul acestor alegeri europarlamentare? Reacția cetățenilor din România va fi dată de, în primul rând, de prezența la vot. Noi avem speranța să convingem cât mai mulți români cu opțiuni liberale că ALDE este prima opțiune liberală în preferințele domnilor lor. Încercăm să arătăm că ALDE este partidul liberal care le reprezintă interesele acolo unde se află și înțeleg
și înțelegem să muncim pentru aceasta și să ne sacrificăm într-o formă sau alta din activitatea pe care o avem. Și cred că am convins din ce în ce mai mulți români. Și ALDE Galați încearcă să fie în permanență într-o poziție de frunte în cadrul ALDE România. Cred că ar fi aici locul să fac următoarea subliniere. ALDE este singurul partid din România care de la alegerile din 2016 și-a dublat scorul. Toate sondajele indică ALDE în momentul de față cu un procent care este 10-12%. Noi am obținut la alegerile pentru Parlament în 2016 5,8%. Da, mulțumesc. Da. Așa. Deci suntem la peste dublu. Suntem singurul partid care cred că a inspirat încredere și cred că contribuția colegilor mei care au demonstrat seriozitate, determinare, perseverență, au fost elementele care au convins din ce în ce mai mulți oameni să se alăture opțiunilor pe care noi le avem. Domnilor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră din această seară. Vă mulțumesc. Și rămâne să asistăm la modul cât se poate de activ la ceea ce se va întâmpla mai departe în viața publică a României. Viziunea plăcută în continuare, domnilor și domnilor. Vă mulțumim pentru invitație.